Fostul președinte al Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, a ajuns în închisoare. Politicianul a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare, în dosarul în care este acuzat că a primit un milion de euro șpagă pentru numirea guvernatorului Deltai Dunării. Olteanu își va ispăși pedapsa în penitenciarul Mărgineni. Vă așteptați la o asemenea instanței? Bogdan Olteanu s-a predat la poliție imediat după aflarea sentinței fost președinte al Camerei Deputaților și fost viceguvernator BNR, acesta va avea de ispășit 5 ani de închisoare. Olteanu a fost condamnat în dosarul în care este acuzat că a primit un milion de euro de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu. Politicianul fusese trimis în judecată în 2016, fiind acuzat că a cerut bani în 2008, pe vremea când era președinte al Camerei Deputaților, pentru numirea lui Liviu Mihaiu în funcția de guvernator al Deltei Dunării. DNA susține că suma de un milion de euro a fost transferată dintr-un cont din Cipru în contul din Bulgaria al unei societăți înregistrate în SUA și apoi retrasă în numerar în trei zile consecutive. Ulterior, la solicitarea lui Vântu, banii i-au fost remiși lui Olteanu. Procurorii anticorupție au cerut inițial o condamnare de 10 ani pentru Olteanu. Prima instanță îl condamnase pe acesta la șapte ani de închisoare. Fostul politician este cel de-al treilea președinte al Camerei din istorie care ajunge la pușcărie, după Adrian Năstase și Liviu Dragnea. Și Valeriu Zgonea, care a ocupat funcția de-al treilea om în stat în perioada 2012-2016, are o condamnare la activ pentru corupție, însă decizia nu este definitivă.